Bun găsit, vă spun de aici, din Parlamentul European din Bruxelles. E o perioadă importantă în care se discută multe dosare care ne vizează și pe noi, multe teme de interes așadar. Europarlamentarul S&D Dragoș Bene e alături de mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Sunteți într-o comisie extrem de importantă pentru România și țin să subliniez asta. Regi se numește ea aici, e cea care se ocupă de tot ceea ce înseamnă fondurile de dezvoltare regională, da? Unde România ar putea avea, să zicem, un plus extraordinar. Care e situația în acest moment, de fapt? Da, în primul rând, țin să menționez că astăzi a fost prima ședință în format nehibrid, dacă pot să spun așa, și e bine, pentru că totuși gradul de interactivitate, schimbul de idei, schimbul de soluții, până la urmă, a fost afectat în toate aceste 15 luni de când nu ne-am văzut în formulă integrală. Au început dialoguri, sigur se discută anumite dosare, dar au început dialogurile cu Comisia Europeană pe ceea ce înseamnă finalizarea optimă a programului Fondului de Coeziune 2014-2020, ce se întâmplă cu 2021-2027 și alte instrumente de finanțare care au apărut sau au derivat în ultimii 2 ani ca urmare a spectaculoaselor schimbări care s-au produs în principal la nivelul Europei, n-aș îndrezni să spun la nivelul planetei, pentru că totuși aș vrea să inventariez așa, sui generis, dacă pot să spun așa. Am început cu Brexit-ul, după care a venit o pandemie fără precedent. În paralel a început criza energetică. Lanțurile de aprovizionare au generat creșterea materialelor de construcție și nu numai. A apărut și războiul din Ucraina. Inflația deja este cu 2 cifre. Sunt provocări, aș îndrezni să spun, fără precedent, care sigur că afectează paradoxal tot statele cele mai mici sau care au nevoie de mai multe fonduri pentru dezvoltare. Și dau peste cap și toate calculele, da? Da, asta e corect. Un lucru extrem de important. Și o să vă rog să luăm proiectele astea pe rând, ca să înțeleagă și cei care se uită la noi cât se poate de exact despre ce vorbim. Exercițiul 2014-2020... Da. El este încă în acțiune, să spunem așa, da? Adică, deși ne aflăm în 2022, noi suntem în derulare cu acel exercițiu 2014-2020. Mulți bani puși în coșul țării noastre, pe asta ne concentrăm. Ce am făcut cu ei? Bun, la acest moment, statistic vorbind, la 2 mai, ultima statistică, facturi de contate de la Uniunea Europeană, 2 mai anul curent, există un grad de absorție, facturi de contate din fonduri europene, de aproximativ 48% pe cele 4 programe mari, programul operațional regional, programul operațional de infrastructură mare, creșterea capacității administrative și POCU. Toate, repet, undeva la 49-50% în cel mai optimist caz, sub rata medie a Uniunii Europene de peste 60%, aproximativ 260 de miliarde de euro din 406 miliarde la nivelul Uniunii Europene. Bun, nu este o noutate că România întotdeauna a fost sub medie. În general, ele pornesc foarte greu, nu numai în România, ci și la nivelul Uniunii Europene. Nevoia de fonduri și gradul de absorție crește pe măsură ce ne apropiem de final. Aici funcționăm pe regula N+3, adică el statistic este 2014-2020, dar ultima decontare este acceptată la nivelul lunii noiembrie 2023. Dar atenție, acele programe în momentul acela trebuie să fie funcționale, nu recepție sau un curs de recepție sau alte tertipuri pe care le mai găsesc administrațiile. Deci trebuie să fie programe date în folosință publicului și practic mai avem, cât mai avem? Mai avem 17-18 luni. Poate părea mult, dar poate fi și puțin. Chiar dacă sunt foarte multe proiecte mature, în acest moment, la nivelul, și nu numai la nivelul României, la nivelul țărilor estice și nu numai, cea mai mare problemă este, și aici Comisia încă e destul de rigidă, creșterea acestor materiale de construcție, ca urmare a prețurilor la materiale, care au dat proiectele peste cap. În momentul acesta sunt foarte puține șantiere dinamice, în adevăratul sens al cuvântului, în România. Foarte multe stagnează sau sunt în conservare, pentru că efectiv constructorii nu mai fac față la creștere de prețuri, au uneori oferte care țin 24 de ore.
nu întotdeauna bugetele naționale reușesc din anvelopa națională să acopere, compenseze diferența, da? Să indexeze, să compenseze diferența și sigur se pierd timp semnificativ, mai ales că acum este vară și sunt temperaturi propice pentru a avansa lucrările și asta este un element în măsură să ne sperie și pe noi, dar și pe cei din alte țări, dincolo de faptul că totuși, vedeți, tendința este de a construi noi instrumente financiare, vezi amendamentul Kerr sau altele destinate țărilor aflate în prima linie a războiului cu Ucrainei, cu Rusia, și se fac ajustări și se găsesc rectificări tot din fondul de coeziune și tot de la o țară la alta plimbând banii. Aici ar trebui, evident, Comisia să vină cu, să-i spunem așa, fresh money, cu fonduri noi de finanțare, nu plimbând aceiași bani în interiorul. Și ne vom trezi, e posibil, la finalul anului 2023. Probabil Comisia estimează sau asumă faptul că fondul de coeziune, gradul de absorție nu va fi unul spectaculos nici pe România, nici pe alte țări și atunci sunt bani care pot fi dirijați în alte, către alte priorități. Pot fi dirijați moment, însă tot în România și măcar aici ar putea exista acest avantaj, având în vedere lucrurile pe care România le-a făcut în toată această perioadă de război din Ucraina, felul în care am absorbit din refugiați și sigur toată implicarea noastră. Iertați-mă, vă întreb cu teamă cumva, diferența de bani riscăm să o pierdem de fapt? Adică restul de 50%, în ce măsură, dacă există calcule acum, mai poate fi absorbită? Nu, mai poate fi, evident. Nu. Dacă îmi permiteți așa să anticipez, cred că vom fi cu în jurul cifrei de 70 undeva la nivelul noiembrie 2023. Nu e o sumă, e o sumă care nu mai absorb, nu o pierzi, adică ai luat-o și o dai înapoi. Și proiectele, dar există riscul ca la anumite proiecte care nu sunt funcționale la acel moment, efectiv, e posibil să fie dezangajată suma și să o achiți ori din bugetul local, ori din bugetul național. Și atunci, da, vorbim de o pierdere, dar trebuie să fim de acord că sunt factori obiective acum. Mai sunt și factori subiectivi, uneori licitații, ce mai sunt la noi, fel de blocaje birocratice. Justiție, de obicei, da. Da. Eu sper să ne găsească cât mai aproape de 70. Peste 70 ar fi foarte bine. Dar n-aș vrea să pronostichez foarte mult. Noi însă mai avem o situație. Pentru 2021-2027 n-am mișcat o hârtie. Așa e, n-am corect. Mișcat un act. Nu am făcut, nu am făcut un proiect. Efectiv, da, n-am făcut absolut nimic. În condițiile în care multe state sunt deja cu proiectele făcute, așteaptă doar să pornească exercițiul. E bună pasa și am să încerc să o detaliez cât pot, dar aș completa această pasă cu faptul că există un ultim raport al 8-lea raport de coeziune, că se fac rapoarte, cum avansează aici, în care totuși se constată două lucruri interesante. Pe de o parte, impactul pozitiv pe IMM-uri nu se regăsește, la nivelul întregii Uniunii Europene vorbesc, și evident că și la noi. Și mai este această capcana dezvoltării. Și cred că o să mă fac înțeles. E valabilă, aș împărți Europa în două, să spunem, nord și sud, sudul Europei, dar e valabilă și la nivelul României. Sunt anumite regiuni care se măresc decalajele de dezvoltare între regiuni, paradoxal. Deși ar trebui să se reducă și asta ar fi unul din obiectivele fondului de coeziune. Exact. Să reduci disparitățile între regiuni, nici de cum ele să crească. Se constată, e una din lecțiile fondului de coeziune, înseamnă că ceva s-a făcut greșit. Și în programarea lui și în faptul că nu am asumat că există țări care au venit mai târziu și au alte probleme decât țările în care suntem noi chiar astăzi, Belgia, Olanda, Germania, Franța. Și este o concluzie amară faptul că există această capcană a dezvoltării. E posibil, vorba cuiva, să ne trezim că Sudul s-ar putea să tragă nordul după el dacă nu reușim să apropiem. Și trebuie să învățăm, sau Comisia Europeană, că până la urmă ea este cea care construiește aceste scheme de finanțare, să învățăm din lecțiile lui 2014-2023, cum doriți, să nu se repete același lucru în 2021-2027, care, iată, nu numai la nivelul României, registrează întârzieri mari,
Sigur că nu e un lucru în măsură să ne încălzească. N-am fost noi campionii absorției niciodată la fundul și e complicat să pretindem acest rol. Povara administrativă e mare la nivelul Uniunii Europene, dar minte la nivelul României. 5 programe sunt în funcțiune acum pe 2021-2027. Comisia, nu știu, este îngrijorată, nu este îngrijorată. În România, într-adevăr, nu s-au acreditat nici acum autoritățile de management, cele prin care ar trebui să implementeze următoarele fonduri structurale. Fără de care nu se mișcă nimic, nu se mișcă ca nimic, să fie clar. Da, adică dacă nu le ai, nu poți să faci absolut categoric, nimic. Categoric. Acum, sigur, eu sunt un politic și n-aș vrea să o duc exagerat în politic, dar în 2021 a fost un an ratat din acest punct de vedere al fondurilor europene. Practic, de când a plecat actualul ministru al fondurilor europene, ca să vorbim cu nume și prenume, el a plecat undeva, dacă nu mă înșel, decembrie 2020 a plecat din funcție, a avut o gândire, a avut o foaie de parcurs de urmărit. În 2021 s-a bătut pasul pe loc, s-a dus foarte mult discuția pe PNRR și era fie să fie și PNRR pe agendă. S-a construit un PNRR iarăși destul de dezechilibrat, el, așa că el a fost dictat de alegerile din cele două partide aflate la guvernare în acel moment. S-au dus foarte mulți bani în zona Transilvaniei, în zona Ardealului și foarte puțin în sudul României și Moldova. Vom vedea, nu discutăm acum PNRR-ul, că el pare totuși mai pus pe roate decât 2021 pare. Să vedem că și acolo sunt niște lucruri care ar trebui corectate, corijate, pentru că toate aceste... Nu mai e Europa lui 2018, nu mai e Europa lui 2020, tot apar provocări de la an la an. Dar din punct de vedere pentru 2021-2027 lucrurile n-arată bine și eu nu-mi dau seama ce ien plus cât va funcționa la acest 2021-2027, dacă deja au trecut practic 2 ani și nu s-a mișcat nimic nu s-a mișcat în România. Acum, revenirea domnului Marcel Boloș poate fi o veste bună, dar nici dânsul nu trebuie împovărat mai mult decât este cazul, că un om și un minister nu pot mișca deodată toate aceste lucruri. Repet, nici alte 20 de state din Europeană nu se mișcă semnificativ mai bine. Bun, asta nu ne va încălzi niciodată. Nu ne va încălzi, evident. Eu doar vreau să... Sunt mai slab și ei. Bun. În finalul discuției noastre, care ar fi prioritățile pentru România? Dacă sunt mai multe fonduri, de unde am putea accesa bani, dar pare că noi ne împiedicăm cam la toate, da? 2014-2020, va explica domnul Benea, până în 2023 se poate merge cu proiectele, dar ele să fie încheiate, adică funcționale, date... Nu numai recepționate. Exact. Dar la fondurile europene nu ne permitem să ipostaza, să dai ceva în funcțiune fără să ai recepție. Numai la fonduri naționale mai apar situații de genul ăsta. Știți cum e? Da. Să nu spunem niciodată, că nu știm ce va apărea. 2. PNRR. Mulți bani, dar și aici șontâc. Cu jaloane care au fost construite de un guvern eminamente de dreapta, acum este alt un guvern stânga-dreapta, social-liberal, să spunem așa, și evident că apar alte priorități și alte politici pentru că te adresezi electoratului din care provii. Bun, eu aș spera până la urmă să fie vorba despre toți cetățenii României, indiferent că sunt de-a stânga sau de-a dreapta. Și 3, 2021-2027, unde n-avem nici măcar agențiile, adică suntem la -1, nici măcar la nivelul 0. Acestea sunt cele 3 direcții financiare, cu foarte mulți bani pe fiecare dintre ele și noi cumva nu reușim să facem nimic. Dar și cu capacitatea administrativă a României limitată, pentru că, vedeți, banii europeni sunt foarte mulți. Soluții. Bun, cum facem? Soluții, ați văzut că totuși, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, se fac angajări. Acum toată lumea privește o angajare la stat cu Chiorăș, dacă pot să spun așa. Dar acolo trebuie crescută capacitatea administrativă la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Acum să vedem dacă există și oamenii, tinerii pregătiți cu experiență care să poată să valorifice aceste fonduri. Sigur, dumneavoastră ați enunțat aceste fonduri care ar trebui să aducă foarte mulți bani și foarte multă dezvoltare în România. Mai sunt și alte. Clar vor urma niște ani încinși. Contează foarte mult și factorul politic. Vedeți că se vorbește de schimbarea tratatelor. Eu nu sunt adeptul dreptului de veto, deși România nu l-a utilizat niciodată. Dar poate ar trebui la nivel politic România să aibă un cuvânt mai puternic de spus,
Pentru că uitați-vă numai la această speță cu Schengenul versus coridoare alimentare. Dacă nici în această situație România totuși nu reușește să tranșeze politica această dezbatere despre Schengen, înseamnă că la celelalte probleme care amenință Uniunea Europeană, dar în foarte mare măsură și România, și vorbim aici de energie și de alte discuții, tocmai ce s-a discutat săptămâna trecută, Fit for 55, care va impacta în funcție de felul în care va fi adoptat în toamnă. Am temeri că s-ar putea să devenim mai verzi decât ne imaginăm noi. Vor impacta puternic pe România, pe industriile care au fost identificate, pe agricultură. Sunt teme mari și dacă nu suntem prezenți și nu suntem atenți și nu avem curajul de a utiliza acest drept de veto, cât o mai fi el în funcțiune, s-ar putea să avem surprize mari și să, pe termen lung, să pierdem foarte mult. Și, în primul rând, cetățenii României. Pentru că, uitați, mie mi-e frică că această Uniune Europeană, după dezbaterea care am văzut o săptămână trecută în Parlamentul European, riscă să intre într-o eco-utopie din aceasta, tip țara promisă, în care toată lumea, totul e verde, totul e sănătos, totul e așa, dar totuși România la nivel mondial poluează doar 7% și atâta timp cât ceilalți mari poluatori, de la China și până la alții care îi mai doriți dumneavoastră, nici măcar nu deschid dezbatele despre acest subiect. Nu știu de ce ne lansăm noi, Uniunea Europeană, în a fi pionieri, a fi avangardiștii acestei planete, care, într-adevăr, vorba președintelui ONU, consumă în fiecare an, noi consumăm de două ori mai multe resurse. Acest lucru nu poate continua la nesfârșit. Este evident că trebuie luate măsuri fără precedent pentru mediu, pentru tot ce ne înconjoară. Da, și ele trebuie luate cu cap cu mare atenție pentru fiecare noi am stat defrișat membru. Noi, că nu românii, noi am defrișat planeta și am așa, tot noi trebuie să o replantăm cu miliarde de arbori, dacă se poate, dar nu numai Uniunea Europeană. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să deschidă aceste dezbateri cu ceilalți jucători de pe această piață, să spun. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Benea, pentru această discuție. E important să înțelegem ce se poate face la nivel european, care sunt oportunitățile și cum acționăm în țara noastră. Rămâneți conectați, ne revedem în scurt timp.